vânătorul și copoiul său. Într-o pădure de munte era larmă mare la o vânătoare. Ce era? Vânătorii dăduseră de o căprioară și o goneau cu copoii. Căprioara parcă zbura, dar alergau și câinii, până osteniră și se lăsară pe gubași. Numai un copoi bătrân ajunse căprioara din urmă. Puse gura pe ea, dar bietul câine de vânătoare, de bătrân ce era, nu mai avea colți ascuțiți ca să o prindă cum trebuie. Așa că norocoasa căprioară scăpă ca prin urechile acului. Sări peste o stâncă și se făcu nevăzută. Cum văzu una ca asta, stăpânul copoiului puse mâna pe un ciomac și se repezi să-l pălească pe câine. Adică de ce i-a scăpat vânatul din gură? Sărmanul copoi se așeza atunci în două labe și se uită rugător la stăpânul său, parcă zicându-i: stăpâne, am îmbătrânit. Nu mai sunt ce-am fost odată. Nu te mai pot sluji ca mai înainte. Lovește-mă, împușcă-mă, căci nu mai sunt bun de nicio ispravă. Atunci vânătorul se înduioșă. Își aminti deodată că bietul câine îl slujise cu credință atâția ani de zile, iar acum, deși era bătrân, tot el a fost în fruntea haitei. Nu era corect pe el să-l pedepsească, iar pe ceilalți copoi mai tineri nu. Și a zvârlin ciomagul, îi mângâie capul bătrânului său copoi. De atunci nu-l mai luă la vânătoare, ci-l ținu pe copoi acasă, îngrijindu-l până la moarte. Vorba aceea: fiți totdeauna recunoscători celor care v-au fost buni slujitori.